ce faci? Cum a fost jocul? A fost un joc intens. Sincer, nu am realizat ce se întâmplă acum pe ultima 100 de metri. Eu abia la sfârșit am realizat că am jucat cutia 25. Am crezut că simulez și că mă fac ca și cum să vedem ce cutie voi deschide la 25 și după am realizat, după ce s-a terminat totul, că eu de fapt chiar am luat ori 2 la cutia 25. Deci chiar a fost o experiență extraordinară, niște oameni extraordinari. Mă bucur foarte mult că am participat la această emisiune. Invit pe toată lumea să încerce, pentru că niciodată nu se știe când norocul iese de partea ta. Are vreo semnificație 25 pentru tine? Nu are absolut nicio semnificație, pur și simplu m-am simțit bine, am trăit momentul și nu am stat să-mi fac nici planuri. Nici nu m-am văzut câștigând foarte mult, am zis că eu sunt oricum un om foarte modest și nu am sperat la foarte mult, dar se pare că am fost norocoasă astăzi. De ce ai bătut palma destul de repede? Am auzit că ești la un moment dat că nu vrei să te lăcomești. Consider că atunci când universul îți dă, undeva trebuie să te oprești să fii recunoscător. Eu m-am oprit și am fost recunoscătoare, ca după să pot să mă mulțumesc și să... Vezi, nu știu, cred că universul m-a ajutat la faptul că m-am știut când să mă opresc și a zis ok, dacă tu ai știut să te oprești să mulțumești și eu îți dau. Eu cred că asta s-a întâmplat. Și bineînțeles, ce o să faci acum cu banii? După cum am spus, că banii aceștia se vor duce la avansul unei case, cu ce mai am eu, mai pun, se mai strâng și asta o să fac.